Eu, sincer, nu mai înțeleg ce se întâmplă. Am văzut pe toate grupurile de susținere Mireasa, Cătălina este extrem de blamată, este judecată, făcută în tot felul, cum că s-a lăsat influențată de susținători și, vezi, Doamne, datorită susținătorilor, nu mai vrea să-l cunoască pe Roberto. Alo, despre ce vorbim? Ați uitat că timp de o săptămână aproape zilnic a sunat familia și sora Cătălinei și a încercat și a implorat-o să nu, să mai dea timp să-l cunoască, să afle tot ce se spune despre el, pentru că are o situație destul de dificilă. Și acum vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă ați avea o fată în casa Mireasa și ar întâlni un Don Juan de genul lui Roberto cu o fostă iubită, pe care spune că a iubit-o timp de 3 ani de zile și a lăsat-o cu burta la gură și a plecat, fără servicii de atâta timp, trăia din pensia bunicii, cu 20 de euro de-i trimitea bunica. V-ați fi lăsat fata să-și aibă o relație cu un astfel de băiat? Eu asta vreau să vă întreb. Ce viitor vedeți dumneavoastră pentru Cătălina cu Roberto, în condițiile în care el are un copil de un an jumătate pe care nu vrea să-l recunoască, pentru că spune că soția lui, la momentul respectiv, l-ar fi înșelat, dar el n-a vorbit despre asta în relație, da? Femeia se ducea la muncă, ca și spus, se ducea la muncă și venea acasă timp, toată relația au petrecut-o împreună, non-stop, că asta e și spunea Roberto, că l-a ținut închis în casă, că nu vorbea cu familia, că au trăit împreună la familiile lor. Dar pe noi oricum nu ne interesează ce se întâmplă în viața lui Roberto și ce face el și cum își gestionează viața. Este vorba că această domnișoară ar fi putut să intre într-o relație care probabil s-ar fi terminat cu o căsnicie, iar el are foarte multe probleme în spatele lui și nu e corect să îi se întâmple asta. Despre asta vorbesc toți apropiații Cătălinei, familia, sora, despre asta, cine și-ar dori așa ceva? În plus, nu este ca și cum ar fi avut o relație cu Roberto și l-a părăsit în fața altarului. Roberto are 22 de ani, trebuie să meargă să-și rezolve probleme, să-și recunoască copilul, să încerce cumva să-și găsească un job, să ajute la creșterea copilului și apoi poate să-și întemeieze oricând o familie. Nu e ca și cum ar fi acum pe patul de moarte și dacă nu se însoară cu Cătălina, nu mai are viață în lumea asta. Dar lăsați-o și pe fata asta să-și trăiască viitorul cum este normal. De ce o judecați și o blamați pe Cătălina în halul acesta? Pentru că, în sfârșit, într-un final, și-a dat seama că nimeni din lumea asta nu îți vrea binele mai mult decât familia. Pentru că a hotărât totuși să lase timpul să treacă, să asculte de familia ei, să vadă ce se întâmplă. Pentru că nu e ca și cum, dacă nu face cuplu astăzi, gata, se termine emisiunea. Despre ce vorbiți, oameni buni?